Gestul unui jandarm mehelințean, plutonierul ajutant Muică Daniel, demonstrează că încă mai există onestitate și dreptate. Acesta i-a restituit unui tânăr portofelul pierdut, în care avea o sumă de 1.500 de euro și documentele. Întreaga întâmplare este redată pe pagina de socializare a Inspectoratului Județean de Jandarmi Mehelinți. Când ai pierdut aproape 1.500 de euro, documente personale, carduri bancare și de sănătate, iar în câteva ore ești anunțat de jandarmi că au fost găsite, ești cu siguranță un om norocos. Este povestea unui mehedințean de 28 de ani care și-a pierdut aseară portofelul în parcarea unui centru comercial din Drobeta, Turnu Severin. Ocupat cu transferarea cumpărăturilor din mașină, omul și-a dat seama acasă că îi lipsește portofelul și a plecat spre magazin în încercarea de a-l găsi. Fără succes însă, așa că a anunțat banca și a blocat cardurile. Iar de la documentele personale și de la banii care proveneau din vânzarea unei mașini și a unei tranzacții bancare și-a luat gândul. Norocul lui a fost un jandarm aflat în afara serviciului care ieșise cu copiii la cumpărături și a văzut obiectul pe jos. După ce a făcut rapid cumpărăturile și a condus copiii acasă, subofițerul a venit la unitate pentru a-l identifica pe cel care a pierdut bunurile. M-am gândit că oricine ar fi îngrijorat pentru pierderea unui portofel care conținea această sumă și documente personale, așa că trebuia să identific urgent proprietarul. Pe baza datelor din buletin, cu sprijinul colegilor de la dispecerat și a echipajului de intervenție, a fost identificat proprietarul portofelului și a anunțat să se prezinte la unitate pentru a-l recupera. Mă bucur că am putut să ajut pe cineva și cred că orice om de bine ar fi făcut acest gest, mai ales că împreună cu colegii mei am reușit să-i restituim într-un timp destul de scurt. El este colegul nostru, plutonier adjutant Muică Daniel, din cadrul detașamentului 7 Orșova, un om extrem de modest și responsabil, care ne-a oferit tuturor un exemplu de cinste și corectitudine. Felicitări, Daniel! Ne bucurăm să avem asemenea colegi, relatează restarnews.ro.